Spitalul din Baia Mare va primi un nou aparat de radioterapie. Alături de alte trei spitale din Cluj și București, unitatea medicală din Maramureș este pe lista primei tranșe de achiziție a Ministerului Sănătății cu finanțare de la Banca Mondială. Din 2013, când a expirat autorizația pentru vechiul aparat de radioterapie, mii de bolnavi de cancer sunt nevoiți să urmeze tratamentul în județele vecine. Printr-un program de achiziție cu finanțare de la Banca Mondială, Spitalul Județean din Baia Mare este acum pe lista primelor patru centre care vor beneficia de noi linii de radioterapie. 50.000 de români au nevoie de radioterapie și doar 17.000 dintre ei primesc tratament. Pentru a ajunge la media europeană, mai este nevoie de. 80 de acceleratoare liniare în valoare de peste 350 de milioane de euro.